Ha! Fata asta stă toată ziua în pat. Și când te gândești că nici măcar n-a văzut lumea. Uite, dacă poți să-mi spui câte tristețe pentru fiecare dintre degetele de la picioare, poți să stai toată ziua în pat. Și numele? Zaira. Dacă închid ochii, sunt încă acolo. Sunt tot eu. Și sunt încă acolo, în strehaia, acolo unde a început tot. Dacă mă concentrez îndeajuns, pot să-l văd chiar și pe Zizi înainte să vină cu muniștii. Să facă din mine un bețiv. După război, când comuniștii au avut ultimul cuvânt, s-a terminat. Ultimul lor cuvânt i-a luat tot ce aveam. O să ajungem și noi așa? O să ajungem niciodată așa. O izvorană nu-și pleacă niciodată capul. Nici măcar în fața sărăciei. A fost trântită. Scoipodată! Scuipată și umilită, dar cumva am putut să mă ridic. L-am iubit pe Traian. L-am iubit pe Traian la fel de mult cum am iubit scena. Și mi-am pierdut amândouă iubirile la fel de repede. N-am avut nici timp să plâng după ele. Așa s-ar putea încheia acum amețitoarea călătorie. Un soț ca Robert, pe care nu-l iubesc, dar căruia îi aparțin, pentru că o fugă ca noastră înseamnă mai mult decât iubire. Asta e defenibilă. Taci. Aș vrea să am o mamă normală. Taci, și o familie normală. Ioana, taci! Știu că nimic nu ține veșnic, nici dragostea, nici afecțiunea, nici fidelitatea, dar se face doar uneori de puțin haos. Așa a început a nouă călătorie amețitoare, care avea să mă ducă până în America și mai târziu, după 30 de ani, iarăși înapoi, pe drumul ăsta, unde am să prind rădăcini îndată dacă nu se întâmplă ceva. Eu sunt tot timpul ceva. Eu sunt Zâna, când Traian e băiatul cel frumos din poveste. Tu? Unde ai stat atât? Monstru ce ești! De ce mă tutuiți? Oar nu suntem prieteni? Fiindcă pentru mine ai rămas același băiat de țăran care ai fost odată. Nu s-a schimbat nimic. Același băiat de țăran prost și incul. Adun puterile pentru ultima oară și îmi continui drumul ăsta infernal spre ușă. Și a 10-a tristeții. Eu sunt tot ceea ce vreau. Eu sunt Zaira. Eu așa l-am imaginat. Eu distrusă. Fii distrusă. Ha, așa. Dar nu mai să... vorbi atât tare. A, deci faci spumea la gură și o te ții, nu? Da, asta e ideea. Am găsit moartea lui Gianni din inima de țigan. Gianni! Tu iesi din mașină și mă filmezi. Hai, merg. Supate așa. Dacă poți să-mi zici cât îndeșe. Scuipă! Și tu te uiți disperat că nu știi ce tu faci. Așa... Și apoi... Da, tu o iubeai, gen! Așa, tu ești și tu, apoi...